Iubiți credincioși, vom mai citi un capitol din Noul Testament, versiunea Bartolomeu, Biblia, versiunea Bartolomeu deortosită, anotată și comentată de vrednicul de pomenire Părintele nostru, Mitropolit Bartolomeu. Am ajuns epistole Sfântului Apostol Pavel și anume la Epistola către Roman. Așadar, Noul Testament, versiunea Bartolomeu, Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 3. Iudeii și legea. Continuare. Niciun om nu este drept în fața lui Dumnezeu. Atunci, care este întâietatea iudeului sau care este folosul tăierii împrejur? Mare întru toate privințele. Mai întâi, pentru că lor li s-au încredințat cuvintele lui Dumnezeu. Și ce dacă unii au fost necredincioși? Oare necredincioșia lor va desființa credincioșia lui Dumnezeu? Notă. Infidelitatea unor iudei față de Dumnezeu nu e de natură să anuleze fidelitatea lui Dumnezeu față de propria sa făgăduință dată cu jurământ lui Avraam. Să nu fie, ci fie Dumnezeu, fie socotit adevărat, iar tot omul mincinos, așa cum este scris, ca tu să te îndreptățești într-o cuvintele tale și să biruiești când vei judeca tu. Iar dacă nedreptatea noastră învederează dreptatea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva este nedrept Dumnezeu care aduce mânia? Vorbesc ca un om. Să nu fie. Atunci cum va judeca Dumnezeu lumea? Că dacă prin minciuna mea a prisosit adevărul lui Dumnezeu spre slava lui, pentru că ce dar mai sunt eu judecat ca păcătos? Și de ce n-am face răul ca să vină binele? Și așa cum noi suntem defăimați și cum spun unii că zicem noi, osânda acelora este dreaptă. Atunci ce? Avem noi vreo întâietate? Nici de cum. Căci ceva mai înainte noi i-am învinuit pe iudei și pe elini, că toți sunt sub păcat, așa cum este scris. Notă. Tonul dialectic și oralitatea unor expresii pare strase din discuțiile aprinse pe care Pavel le avea cu iudeii în sinagogi. Adică epistola pare că e un dialog deschis cu iudeii din sinagogă, iudeii, o discuție contradictorie, discuția aprinsă pe tema credinței, mântuirii prin credință, mântuirii prin Hristos. Așa cum este scris, nu este drept niciunul, nu-i cine să înțeleagă, nu-i cine să-L caute pe Dumnezeu, tot s-au abătut, netrebni s-au făcut, nu-i cine să facă binele, nu nici măcar unul, mormând deschise gâtlejul lor, cu limbele lor au viclenit, venind de aspidă-i sub buzele lor, de blestem ligura plină și de amărăciune. Gramnice sunt picioarele lor să verse sânge, pustiire și nenorocire sunt căile lor. Și calea păcii n-au cunoscut-o, nu-i frică de Dumnezeu înaintea ochilor lor. Noi știm însă că cele ce le spune legea, le spune celor ce sunt sub lege, așa ca orice gură să fie închisă și ca toată lumea să fie vinovată în fața lui Dumnezeu. Notă, e vorba desigur de legea Vechiului Testament, care a fost dată de Dumnezeu nu spre ștergerea păcatului, ci spre a-l face pe om conștient de starea lui de păcătoșenie. Eliberarea păcatului a venit numai prin Isus Hristos. Pentru că din faptele legii nimeni nu se va îndreptăți în fața lui Dumnezeu, de vreme ce prin lege vine conștiința păcatului. Notă. Faptele legii, expresia biblică deseori întâlnită în epistolele pauline, prin care se înțeleg atât prescripțiile Vechiului Testament, cât și punerea lor în practică, aceasta din urmă neputând fi niciodată totală sau desăvârșită.
Așa, acum însă dreptatea lui Dumnezeu s-a arătat în afara legii, de lege și de profeți fiind mărturisită, dar dreptatea lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos pentru toți cei care ce cred, fiindcă nu există deosebire, de vreme ce toți au păcătuit, toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Notă, slava lui Dumnezeu ca prezență intimă în ființa omului virtuos. Că slava lui Dumnezeu ca har, ca lumină, ca putere, ca bunătate, ca blândețe, ca iubire, ca delungă răbdare, adică prezența lui Dumnezeu cu toate cele 10 daruri ale Duhului Sfânt care odihneau, erau în plinătatea lor în persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Cei ce dar se îndreptățesc cu harul său prin răscumpărarea cea întru Hristos Iisus și pe care Dumnezeu l-a curățit ca jertfă curățire prin credință în sângele lui ca să-și arate dreptatea. Notă, calitatea de drept, adică îndreptățit la mântuire, nu este niciun rezultat al meriților omului, ci este un dar al Harului Divin, un efect al iubirii lui Dumnezeu manifestate prin răscumpărarea cea în Iisus Hristos. La obârșe cuvântul ilasterion desemnează masa așezată deasupra chivotului legii, adică că pe Hristos, Dumnezeu Tatăl, a rânduit jertfă de curățire. Dar Hristos este și jertfă, și jertfitor, și cel care jertfește, și cel care se jertfește. La bârșe cuvântul ilasterion desemna masa așezată deasupra chivotului legii, în Sfânta Sfintelor, pe care marele preot o aducea jertfă anuală de purificare poporului, prin stropirea cu sânge. Așadar, textul trebuie să fie citit și înțeles. Iisus Hristos este mijlocul prin care Dumnezeu a instrumentat curățirea păcatelor celor ce cred în jertfa sângelui său. Prin aceea că a trecut cu vederea păcatele făcute mai înainte pentru îngăduința lui Dumnezeu, ca să-și arate dreptatea în vreme de acum spre a fi el drept și îndreptățindu-l pe cel din credința în Iisus. Notă, înainte de jertfa lui Iisus Hristos, Dumnezeu le-a acordat oamenilor o lungă perioadă de îngăduință, în timpul căreia el le-a ignorat păcatele. Nu le-a iertat, dar nici nu le-a pedepsit. Și nu mai s-a făcut că nu le vede. Tocmai pentru ca oamenii să-și dea seama că dreptatea e întotdeauna de partea lui Dumnezeu. Iertarea a venit prin Iisus Hristos. Așadar, unde este lauda? A fost înlăturată. Prin care lege? A faptelor. Nu prin legea credinței, că socotincă prin credință se va îndreptăți omul fără faptele legii. Oare Dumnezeu este numai al iudeilor? Nu. El este și Dumnezeul păgânilor. Da, și al păgânilor. Fiindcă unul este Dumnezeu, cel ce din credință îi va îndreptăți pe cei tăiați împrejur și pe cei netăiați împrejur. Not, în virtutea credinței, adică prin mijlocirea credinței pe care o dobândesc. Prin credință să îndreptățesc, să sfințesc, să mântuiesc și cei tăiați împrejur și cei netăiați împrejur, adică și iudeii care au fost primii, care l-au primit pe Hristos și trebuia să-l primească toți, poporul, de la mai mari lor până la ultimii credincioși din popor, dar și popoarele păgâne, și neamurile păgânte, toate neamurile, toți se îndreptățesc prin credința în Iisus Hristos, care s-a jertfit și a trăit viață fără păcat pe pământ, s-a jertfit pentru noi, ceea ce nu este meritul nostru. Desfințăm deci noi legea prin credință, ferească Dumnezeu, dimpotrivă,
prin credință întărim legea. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.